Serviciul Pașaparte Dâmbovița s-a mutat în casă nouă. Prefectura Dâmbovița, dar și cu un real sprijin din partea Consiliului Județean Dâmbovița, își dă tot interesul să asigure condiții optime de lucru pentru angajații Serviciului Public Comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple Dâmbovița și, în ultimul rând, pentru cetățenii care merg să-și rezolve problemele la ghișeele acestui serviciu. Concret, a avut loc o reorganizare, o reamenajare a spațiilor din clădirea situată pe strada Mircea cel Bătrân, numărul 2. Mai clar, Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Dâmbovița a fost mutat în locul Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Târgoviște, pe latura din spate a clădirii situată pe strada Mircea cel Bătrân, numărul 2. Prin această reorganizare, acum există 4 ghișee, unul de eliberare pașapoarte și 3 ghișee de primiri documente, din care unul cu programare pe bază de bon de ordine și 2 ghișee pentru programările online. Prefectul județului, Antonel Jâje, a ținut să sublinieze că acum condițiile de lucru sunt mult mai bune. Am separat accesul serviciului de pașapoarte de serviciu regim juridic și matriculări. Eforturile pe care le-am depus în ultima perioadă au fost în principal pentru a relaxa cetățeanul și să avem o perioadă de vară când e foarte aglomerat acest serviciu, să putem să servim mai bine la cele 4 ghișee care vor funcționa anul ăsta. Unul de eliberare, am înțeles, și 3 de primiri, 2 online și un ghișeu cu programare. La deschiderea noilor ghișee care vor deservi activitatea cu publicul, desfășurată de Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Dâmbovița, din strada Mircea cel Bătrân, numărul 2, intrarea din spatele clădirii, a participat și comisarul șef de poliție, Claudia Catela Vasile, împuternicită al directorului general al Direcției Generale de Pașapoarte din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Mulțumesc conducerii prefecturii Dâmbovița pentru eforturile depuse și urez succes colegilor mei de pașapoarte din acest sistem, pentru că urmează o vară fierbinte, așa cum probabil știți. Deja numărul de cereri a crescut foarte mult în această perioadă, deja față de aceeași perioadă a anului trecut. Mai multe informații despre noile ghișee ale Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Dâmbovița a oferit șeful serviciului, împuternicit comisar șef de poliție, Anca Apostol. În momentul de față, deci funcționăm cu un ghișeu primit documente și care este online. Celălalt ghișeu, tot primit documente, a se vedea aici, este și cu bon de ordine, și ghișeul de eliberări și informații. Deci orice cetățean care vine și are neclarități, chiar am rugămintea pe această cale, ca cetățeanul să se informeze înainte de toate. Am constatat când se prezintă la ghișeu, nu au documente, nu au taxa achitată, ceea ce este foarte important. Adică noi nu suntem la un centru foto. Majoritatea ne confundă, crede că suntem la centru foto și preluăm imagine, atât. Trebuie să ai și documentele. Sper ca în perioada următoare să facem față, așa cum a zis și doamna director general, că se va aștepta un val foarte mare de oameni. Pe latura din spate a clădirii situată pe strada Mircea cel Bătrân, numărul 2, va funcționa doar serviciul. Pe latura din fața a clădirii situată pe strada Mircea cel Bătrân, numărul 2, va funcționa doar serviciul regim permise de conducere și matriculare a vehiculelor Dâmbovița, iar pe latura din spate va funcționa Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea și Evidența Pașapoartelor Simple Dâmbovița. Cu siguranță, spațiile sunt mai generoase pentru ambele servicii. La eveniment au mai participat subprefectul Florina Mureșan și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Daniel Comănescu.